România există localități în care aerul este pur și simplu otrăvit. Nivelul radiațiilor este mult peste limita admisă și atinge cote alarmante. Cercetătorii științifici avertizează că în unele comune, radioactivitatea e atât de mare încât oamenii se sting de tineri, iar nou-născuții vin pe lume cu malformații. Cel mai periculos este radonul, cunoscut și sub denumirea de uraniul bănățean. Noi atenționăm că zona Banatului, Ciudanovița și Lișava, este o zonă la care ar trebui toată lumea să-și aplece foarte atent urechea. Și noi punem accent, doar accent. Păi există pericolă peste tot. S-au găsit concentrații imense și în marile orașe. Întreaga țară ar putea fi contaminată. În Iași ne așteptam, dar am găsit concentrații mari. De vreo 4 ori peste limita recomandată. Și în București, și în Cluj, și pe Sibiu avem, și pe Timișoara, tot la fel. Iar pericolul crește odată cu cantitatea de radon acumulată. În România, această acumulare e mult prea mare în prea multe case. Pe județe, cu procentul de case care depășește nivelul de 300, Covaznea, Caraș, Severin, 10-11%, județul Arad, 18%, județul Bihor, 30%, județul Brașov, 18%. Pe locul întâi ar fi Bihorul și pe locul 2 ar fi Mureșul cu 24%. Președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare neagă însă acest lucru. Medii de peste 300 de becquerel pe metru cub există? Nu. Nu. Nu la nivel de România. Autoritățile ar trebui să ia măsuri urgent, însă nimeni nu se deranjează. Există cel puțin 180 de grădinițe, școli, spitale, primării, care au un nivel de radon de 5 ori mai mare decât cel admis. Am măsurat într-o școală și în grădinițe nivel de 1400 de becquerel pe metru cub în săli de curs sau în săli în care își desfășoară copiii activitatea. Cel mai mult 1600. Pentru scăderea nivelului acestui gaz, cea mai simplă soluție este aerisirea. În plus, izolarea spațiului dintre podea și pereți blochează intrarea gazului în camere. România se află între ultimele state de pe continent care nu au atlasul acestor zone de risc, astfel încât fiecare om să știe exact ce nivel de radiație există în zona în care locuiește.